Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtoare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea.